Așa, uite, nu așa. Dă-i așa, a, uite, drept. Ia dă-i așa, dă-i așa. Ăsta e, dar dă-i mai sus, mai la cap. Dă-i, fii atent, ține garda, așa. Ține pumnul, ține așa. Acum, unu, ia uite, aici, așa, a, uite, vezi la față. Unu, doi, trei, ăsta-l dai în bărbie. Patru, cinci, șase, hai, gardă. Picioarele îndepărtate, garda sus, haide. Unu, cum mai era unu? Așa, păi dă-i mână, dă-i unu. Doi, cum mai era doi? Și acum dă-i, unu, care mai era unu? Nu, cu mâna asta. Unu, dă-i unu. Doi, trei, dă jos. Așa, patru, cinci și șase. A, uite-l, mă, bravo, bravo. 3 4 5 6 Și acum de 1, 3 6 Hai 3 ore când văd așa ceva. N-am mai văzut până acum, nu știam că există așa ceva. O autorulotă care se deschidă acoperișul. Și uite ce mișto au făcut ăștia aici cu scara asta. Nu e foarte greu să te urci, dar e un pic dificil. Și uite cât loc ai aici. Și mie îmi plac astea care au și se umflă cu aer, presupun. Mie îmi plac astea care au patul deasupra cabinei, dar n-am mai văzut până acum așa de mare. Deci un copil poate să stea practic în picioare aici. Da, e foarte tare. Am vrut să vă arăt și vouă, că eu n-am mai văzut. Am văzut paturi electrice care vin și să alipesc de tavan, am văzut tot felul de... Vorba aia că ți se urcă copiii în cap. Așa. Am pus marginea asta. Am cumpărat un colțar aici ca să... Da. Am pus șuruburile, într-adevăr nu trebuia să vadă, dar poate găsesc un acțipit din la rotund, de mobilă, să nu se mai vadă. Așa. Și acum vreau să pun, cum am pus aici, colțarul ăsta. Să pun și aici, că e foarte urât arată. Da, și o să completez și aici. Și am mai luat astea ca să fac marginea acolo unde se termină asta. Că pare neterminat, pare nefinisat. Așa, nu să văd cu ușor. Așa, aici am făcut polca la tablou. Vin cu aia așa și tai asta. Cam așa.
da. Așa, da. Ce a aici? Am văzut colțul care l-am făcut aici. Trebuie să mai vede tapetă unde e tăiat. E un prag acolo, mai ridicat, n-am avut ce să-i fac. Trebuia să fie spart cărămida aia. Aia nu are nimic, nu se vede chiar. Ce frumos e! Ce? Frumosul! Ce frumos sunteți! I can't see because this is here. Uite-l, mamă, ce frumos! Deci nu suntem la grădina zoologică, suntem într-un parc lângă Lincoln, unde de fapt e o cafenea pe marginea lacului, am mai filmat acolo. Sunt plante de vânzare, ghivece, chestii de genul ăsta, o să vă filmez, să vă arăt. Și au și câteva animale, n-au foarte multe animale, dar am venit ca să joace băiatul. Am plătit 2 lire la adult și 7 lire, 5 lire la copil. Și au găini, au tot felul de animăluțe pe aici. Uite, găinile umblă libere pe aici, printre oameni. Da, bă, că poate-ți ia degetul, Elena. Să nu mă muști! Nu te mușcă, mă! Poate-ți mănâncă degetul. Vrea mâncare! Poți să cumperi mâncare? Da, mă, trebuia să o cumpărăm mâncare, Alex, să-i dai să mănâncă. Uite, vreau să-i dau cu tomate să mănâncă. Alex, bucură-te și tu de animalul ăsta, mai să faci cu play. We're gonna go to play, too! Ce bine e să mă aștept între animale, așa să mai vezi. Mâncare! Ce ochi are asta, vezi? Și ce alte animale mai au pe aici? Ce alte animale mai au pe aici? Mamă, câte căprioare aici, uite. Acolo rațe, gâște, găini. Uite, mamă, reindeer. No, this is not reindeer, this is a deer. They're deers. Vezi? Ce fericite sunt. Aha, o și mașinuța acolo. Și acolo în spate au renovat un parc imens. Deci aici, da, o să vă filmez. Deci poți să vii într-o dimineață să mănânci un mic dejun. Noi am mai mâncat aici. Da. O să vă las postcodul dacă e. Deci, dă-ți seama, a făcut un mix între grădină zoologică cu parc de distracție de copii, cu cafenea, au și un magazinel. Măgari. Ăștia sunt măgari. Do you know what is this? The donkey. So, what do you mean you don't know? Donkey, Alex. It's a donkey. Donkey. Yeah. Cum face tactul toată ziua. Ce bine să mai vezi. I'm sorry. It was my... Do you know what is this? Nu mă dau aproape că să nu mă scuipe. It's a llama. It's a llama, mami. Are capul mic, gâtul mai lung, ce ciudat e. Are blană și de oaie. Ce animal ciudat, nu n-am mai văzut până acum, cred. În cartea jurul n-am mai văzut llama, da. Ăștia sunt învățați să le dea oamenii să mănânce, știi? Da, dar ce că aici să nu le dăm să mănânce. Please don't feed, aha. Donkeys or horses, they might bite. Da, ce să nu muști... Lama scută, mamă, să nu muști măgarul. Acolo sunt ponei? Nu. Uite, acolo sunt ponei.
Da, aici. Acolo sunt caprele. Dar vezi că măgarii, măgarii stau la măgari, vezi? Da. Și caii stau singuri. Sunt un pic sunt un pic rasiști. Da, da, vezi tu, poarta e deschisă, îi poți să treacă. Păi asta zic, da, asta am zis. Ce vrei să spui, mă? Sunt rasiști. Uite cum bunei, mami. This is a small size horse. This is a pony. Look, mami, it's a pony. E un cal cu picioare scurte. Oh, it's a pony. Momentul, mă, cine te-a închis aici, aici, ce faci? Ce faci? Și uite și un cal. Acum, de când ați mai văzut voi un cal, în realitate, în afară de grădina zoologică? Da. Și acolo ce mai e? Uite și o barcă, o... A, acum am, auzi, când venim în Lincoln, când intrăm în Lincoln, mereu vedeam barca aia, nu știam ce e cu ea. Nu știu, ia uite, altul. Și acolo sunt porci. Porci? Acolo. Acolo de metal. Ăsta e ponei, cred. Ponei. Și ăsta e playeria, deci unde se joacă copiii. Da, cum a fost? Ce e tare. Nu ieșisem decât să bem o cafea astăzi. Am zis că vrea Alex să joace. Deci aia e o barcă abandonată, cred. E doar așa de display. Păi și astea, Elena, pentru ei, să joace ei, animalele, să cațere până ele? Păi da, asta era înainte pentru copii. Pentru că sunt capre și astea le trebuie să cațere. Asta era înainte pentru copii și acum am închis aici și să urcă caprele pe ele. Și a făcut altceva pentru copii. Aha, da, mă, exact. Pentru că astea, uite și o căprioară amestecată cu capre. Astea sunt capre, nu. Got. Vedem ce mai e pe aici, Abuț. M-a fi tuns o oaie, ceva. Deci până aici e. Asta îmi place. Și le-a tuns. Da. Asta îmi place mie la englez, că au de-astea locuri din astea unde poți să găsești animăluțe, să joacă și copilul, da. Bei și o cafea. Poți să și mănânci ceva. Au și niște haine pe acolo, acvarii de pește, adică o grămadă de chestii. Da, mă, păi, crede că le dai mâncare. Poți să, apropo, poți să dai mâncare la animale, dar numai la cai n-ai voie. Și la măgari, că mușcă. Ăștia-s berbeci? Da. Atunci berbeci. Da, sunt tunși, uite. Da. Yes, mama. It's a sheep boy. Asta e tot parcul, nu? Da. Hey. Mm. For this animal called play. That's for them. Da, mamă. Și de aici să joacă copii. Uite-a scumit. Acolo înăuntru când trebuie să iei aia, nu? Am lăsat băieții să se joace. Și mă duc înăuntru la cafenea. Înăuntru e cafenea și e zona de asta gonflabilă pentru copii să se joace, totul intră în același preț.
Aici e zona. Aici e canapea. Și aici e zona. Să-ți iei ceva de mâncare. Acolo sunt scaune cu mese la fel, trebuie să stai sus și să privești copiii de sus pe acolo. Sunt și cu gem, cred că o lira astăzi, a fost 1 lire. Și astea? Alea, nu știu cât a fost. E de la sausage roll. Ne-a greșit cafeaua, s-a dus să ne lua cafeaua. Sausage roll. Ca să nu bem cafeaua pe stomacul gol. Da, și înăuntru e plin de copii, îți dai seama. Da. Când dau asta jos, mi-e frig. Așa. Merge și așa. Dacă îmi rece, spune. Uite ce liniște e aici. Mamă, și ce frumos miroase, și de la lac, și de la verdeață. Și Alex stă acolo să joacă nisip și noi ne bem cafea, liniștiți. Îmi bate soarele, îmi face ochii mici. Așa, am plecat de aici. Nu știu, caută căruțul ăla de cumpărături. Cumpăr nimic, nu-ți mai cumpăr nimic. Porumbei? Păi, ce faci? Cine stă, mă? Cine stă, tată? Bambus. Bambus? Bambus, da. Asta e bambus. Ia uite. Nu poți, mamă, că am ce capă în viața. Ce nu te știu, mamă? Deci asta e parcul în capăt, de tot pe cerbul acolo. Hai să-i filmeze aici, la răsuși. Așa, deci asta ar fi parcul. Și după aia, aici ai un pod. Treci podul ăsta. Răsuștele sunt aici. Uite-le, de dos. Ia uite-le. Treci podul ăsta și uite, da, aici sunt rațele. Și acolo, acolo cafenea, unde să... Tot așa, stai la cafea. Baby. Unde, mă? Aha. Uite un baby, mamă. Dar cred că ăla nu e the duck. Ba da, așa arată. E duck? Uh-huh. Duck babies? Uite, mi-ar fi trebuit și mie un pietroi de ăsta acasă să-l iau. Da. Să fac... Hai să sărim în lac acum. Nu știu, pentru mine, ca am mai petrecut pe la țară, copilărie, vacanțe de vară și astea, mie îmi place să văd animale, știi? Da. The baby! Da, mami, the baby! The baby, baby duck! Da. The baby duck! Da. Și aici așa o văd asta. Uite, și aici înăuntru. Uite așa ne văd, tati. Două sunt. Da, una da. Albă, una neagră, vezi? Da. Mai bine nu punem filmarea asta, că dacă află cine nu trebuie, vine și le mănâncă. Da, exact. Dacă aud ăia care... Să nu dai share la clipul ăsta. Lebădarii. Dacă aud ăia care au omorât la grădina zoologică oaia și ăia care au omorât în Franța lebăda, ca să o mănânce, să facă grătar din ele, vin aici. Toalete. Și asta vă spuneam, că sunt tot felul de ghivece, tot felul de flori. Hai să vă arăt un pic pe aici. Așa. Deci sunt tot felul, tot felul de... Du-te! Deci tot felul de... statuiete, flori, ghivece... pentru grădinărit. Englezii sunt... ăștia sunt chinezești. Uite și soldatul de teracotă, ia să vă arăt. Așa. Cadă, dacă vrei să vă luați o cadă de fontă. Așa. Uite, 17 lire unde ăsta mic. Deci Whisby Garden Nature. Este locul ăsta. Așa, lei. Uite câte ghiveci, tot
felul și mai e și încolo, dar nu mai merg. Lei, cui place cultura asiatică, capul lui Buddha. Sunt curios cât e de scumpă la, uite, a luat-o vântul. Câtă mai statueta, nu știu cât o fi de scump. Nu știu dacă e de vânzare, de fapt. Și e o plăcere să te plimbi pe aici. Copăcei. Mie îmi plac la nebunie locurile astea. A, uite niște pietre pe aici. Cred că mi-ar trebui și mie o piatră de asta pentru 30 de lire o piatră. Dar mi-ar trebui pentru ce vreau să construiesc eu, numai că nu fac acum, o să fac pe viitor, dar știu de unde să vin să iau. A, de asta e 10 lire. Nu am ce scumpe sunt. Eu am acasă, am din alea, de acolo, am câteva de astea, de asta, de astea, de asta n-am. Astea sunt bune când faci un pont, cum îi spune, fântână arteziană, să curgă apa pe el. Acolo, la grădina japoneză, dar nu acum. Măcar știu că am, uite ce frumoasă e piatra asta, cât o fi. 800 de lire o piatră. Doamne ferici, cine să dea mă atâția bani pe o piatră? 150 de lire o pietricică de asta. Dar ce am făcut? Am băut apa la câine. Unele lucruri sunt exagerate, nu știu cum să zic. Și hai să vă duc la unde îmi place mie cel mai mult. Bineînțeles, la Japonia. Aici trebuie să fie pe undeva, că am văzut, uite, ăsta vreau eu. Unde ăsta vreau eu în curte. Dar cât e unul? 120 de lire. Se numește Japanese Garden Pagoda. Unde ăsta îmi trebuie mie în grădină japoneză. Asta cum e? Asta nu mă coafează așa mult. Dar și asta e frumos. Cât e și asta? 200 de lire. O piatră. Și trebuie să fie și bonsai. Buddha nu mă interesează, că eu nu mă închin la Buddha, mă închin la Dumnezeu. Ia uite pe unul, acum am văzut. Și liber pe aici. Ia uitați. Da. Și astea cât mai sunt? Și astea sunt frumoase. Tati, ai văzut pe ăștia japonezi? Ce, bonsai? Nu, roșii. Uite ca ăla de acolo, dar ăla. Da. Și astea sunt foarte scumpe. Am găsit o grămadă, uite, bonsai am găsit. Oare asta este, masa asta e chinezească sau japoneză? Cred că e chinezească. Masa asta e chinezească, da. Deci 600 de lire. E chinezească. Bă, dacă era un pic mai ieftin, nu-l luam și noi, uite și tu câte are. Scania, vezi? Uite pe unul. Bonsai ăștia sunt cam amărâți așa pentru ceea ce... ce știu eu din Japonia, dar... trebuie... da, am văzut. Vezi? Deci astea sunt... asta este zona și chinezească, că văd că sunt și chinezești amestecate, cum ar fi ăsta, soldatul de teracotă. Și în grădina japoneză aș mai vreau un copac din ăsta roșu. Să știți și voi că foarte multe plante și flori din, uite ăsta, ăsta roșu aș vrea, dar acum e cam amărât săracu. Foarte multe plante, flori, copăcei din Japonia sunt aduși aici, în Anglia, de mult timp. Deci, englezii, din câte știu eu, dacă greșesc să mă corectați,
peste 70% din plantele pe care le vedeți în grădinile din Anglia sunt aduse de acolo, din Asia. Și pe mod special din Japonia. Și înăuntru, așa, e de vânzare o grămadă de chestii interesante. Cred că mai e ceva și în partea asta, în spate. Da, și acolo. Ce mișto e patul ăsta, să-l pui afară într-o terasă. 1500 de lire de bed chinezesc. Și umbrela aia tot chinezească, cred că este. Da, și tot felul de chestii de genul ăsta. Eu m-am filmat aici. Uite. Chestii de grădinărit, să spui ce vrei tu, roșii, fasole, flori. Astea vreau, dar abia aștept la primăvară să vin și o să iau de aici. Ca idee cât o fi un... Nu vă preț. A, o liră până la 5 lire. Depinde de ce cumperi. Aici sunt chestii de copii. Desenat, de pictat și așa mai departe. Deci, uite, de exemplu, dacă vrei să îți iei unul ăsta să te apuci să pictezi, poți să vii aici. Carioci, absolut orice. Buță, vrei la pești? Alex, hai să vezi pești, vrei? Și dacă plouă afară, te plimbi pe aici. Trebuie să-ți placă ceva, trebuie să ieși un pic din casă. Asta e ideea. Deci e un loc unde noi mai venim din când în când. Când avem liber. Au și... Aici vorbeam despre pești. Așa. Orice vrei tu despre pește aici. Mâncare, pietre. Deci e 4 lire o piatră. Acolo era... De ce acolo afară era o piatră de-aia? 10 lire și aici 4. E bine de știut. Uite piatra aia albă. Tot așa. 4 lire pe kilogram. Da, păi are 2 kg. Da. Cât e acvariul ăsta? Deci, da, vine 800 de lire, dar cu tot cu... Ce-o fi cumpărat lobuță? Să spui în acvariu peisaj din ăsta, orice fel de pești. Orice vrei tu despre pești, acvarii, mâncare de pești, grădină. Uite, alte flori, alte nebunii. Hmm.
Știu unde stă. Păi decât să iei 10 pietre de alea, mai bine ție o placă de asta din plastic care emită foarte bine. Dai un plastic tare. Așa, și ți-ai făcut cascada. Dar nu cred că mai fac anul ăsta, nu cred că mai apuc. Și ai și haine. N-am nevoie. Haine, plante, am mai zis odată. Probabil că astea sunt mai ținute la interior, ca să sunt mai pretențioase. USB Garden Compo Terrarium in Glass. Asta este un ecosistem. Toate sunt plante reale înăuntru. E un ecosistem închis. Și acolo sunt case din astea conservatoare și sheduri, garden sheds și mai departe, unde poți să le vezi și să le cumperi. Bă, dar pietrele alea, mi-aș lua și o piatră de aia. Și aici e parcarea. Deci o să... USB Garden Nature, nu, Elena? Da. Nu vă mai scriu postcodul. USB Garden Nature. Uite. Nature Cafe, apare cafe. USB Garden Center, de fapt. Da. Asta e. Lakeside da. Cafe. Deci cum ar veni un mix între grădină zoologică, terasă, magazin, care văd că aveau și haine. Da. Nu ne convine că e foarte aproape de casă și să vii într-o duminică dimineață sau într-o zi când ai liber, să te plimbi un pic pe aici, să bei o cafea, să mănânci un burger ceva. Deși nu recomand să veni să mâncați aici, că e cam scump. Un mic dejun, deși arată bine, e bun. 17 lire, știi? Mi se pare mult. Fără cafea, parcă. Nici cafea n-avea. Fără cafea, da. Și noi în partea asta la altă, unde am mâncat acolo în, la joc, locul de joacă pentru copii. Nu știi cât a dat pe tot, nu? 14 lire, 3... Ah, 14 lire și aia 3 sausage roll. Cafele. Da. Ok. Cu niște unt, cu niște gem, adică așa să mănânci stresaturi. Stai puțin, Alex. Nici dacă nu mănânci mult dimineața, e ok, știi, așa. Dacă să dau 17 lire de persoană, nu, nu. Păi... 17 lire am dat acolo la chinezi, unde mănânci cât poți și mâncare bună, unde am fost aseară, dar n-am mai filmat. Dar am pus poză pe Instagram. Deci ăsta e locul, dacă vrei să veniți în Lincoln, să zicem, că vrei să vii să vezi castelul, să vezi catedrala, să vezi muzeul, că e și muzeu gratis în Lincoln, și la catedrală și la castel la fel. Dar dacă ar fi să vii, eu asta aș face. Ai venit prima oară aici dimineață, poate vrei să-ți iei ceva, să-ți cumperi vreo plantă, să-ți iei așa, și poate ajungi la catedrală, la castel și la muzeu și ai văzut Lincoln într-o zi. Cam asta ar fi de văzut aici. Mai merge prin centru să mai vă plimbați. Cam asta e orașul. Dar aici e un loc unde noi mai venim așa din când în când. Ce ce greu este cu tot, dar El știe pe toate, El a încercări îți vine în ajutor. Vino lângă mine, apleacă-te jos, vreau să vorbesc. Sunt un om păcătos. Hai vin.